Diversificarea bebelușilor este o altă provocare pe care o au mamele de trecut în primul an de viață. Pediatrii spun că în jurul vârstei de 6 luni, părinții trebuie să fie atenți la câteva semne că cel mic este pregătit pentru a începe diversificarea. Vorbim aici de controlul capului și poziția înșezut. Diversificarea presupune introducerea treptată a alimentelor în alimentația bebelușului. Există mai multe tipuri de diversificare, de aceea este important să o alegeți pe cea care îi se potrivește cel mai bine personalității copilului. I-aș oferi posibilitatea de a încerca metoda clasică de diversificare și dacă avem un copil în cazul dat care acceptă mâncarea, care nu are probleme la capitolul alimentației, atunci când este hrănit de către mamă cu lingurița și cum este corect prin oferirea produselor semilichide, da, inițial pentru ca să se obișnuiască copilul cu noua textură. Dacă avem un copil care până la vârsta de 6 luni are greutatea și înălțimea conform vârstei, atunci primul produs cu care începem diversificarea sunt legumele sau pireul de legume. Ulterior urmează celelalte, cum ar fi pireul de fructe și terciuri și tot așa. Dacă avem un copil care este cu greutatea sub norma de vârstă, atunci începem cu terciul, pentru că este un produs mai caloric, mai repede ajută copilul să ia în greutate. În diversificarea clasică se introduce pe rând câte un aliment. Timp de o lună se va înlocui treptat o alăptare. Medicii ne îndeamnă să nu renunțăm dacă prima încercare de a hrăni copilul a eșuat. Este un proces care necesită răbdare. Dacă diversificarea clasică nu este potrivită pentru bebeluș, părinții pot încerca autodiversificarea. Dacă o să avem o situație inversă, când mama oferă copilului acest tip de diversificare, dar copilul refuză să mănânce, și atunci o să avem necesitatea să-i oferim lui autonomia ca el să decidă ce să mănânce. Propun ca acest lucru să se facă după vârsta de 8 luni. El poate singur cu mânuța să-și ia acea bucată sau acea felie de fruct sau legumă pe care o poate conduce la guriță și o poate mesteca. Dacă oferim produse tari, neprelucrate termic, produse de o formă care îi poate cauza copilului o asfixiere chiar în cazul când se neacă cu produsele alimentare, obligator trebuie să fie sub supravegherea adultului. Produsele HIP îți pot ușura începutul diversificării pentru că sunt ecologice și poți alege dintr-o varietate de legume și fructe pasate cu grijă pentru sănătatea micuțului.